Haide, intrați, intrați, nu stați pe acolo afară. Vă datorez niște mulțumiri, băi, cu aromă pentru rulotă, da? Bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Bine ați venit în rulota lui Conacu. Dacă ai ajuns la episodul ăsta, probabil ai văzut și prezentarea rulotei. Prima parte cu detalii, cu specificații pe care le-am dat eu. Iertați-mă pentru această postură, însă este foarte cald când filmez eu. Și am uitat și tricou acasă. De ce sunteți astăzi aici? Pentru a vedea cum modific eu. Urmează să vedeți în acest vlog multe timelapse-uri, adică chestii pe care le facem noi de durată 10, 20, 30 de minute, o oră. Iar voi le vedeți într-un minut, 2, 3, 4 minute maxim, pentru că le dăm pe speed up. Dacă vreți să mă susțineți cu tot proiectul ăsta, nu costă bani să dai un like, un subscribe dacă ești nou pe canal sau un comentariu. Toate astea trei, dacă le dai, înseamnă că ești un susținător de la blan. Așadar, astăzi ne ocupăm de toată partea de streaming. Tot ce facem astăzi, o să modificăm toată partea asta de aici să devină o zonă de streaming. Cum o să facem treaba asta? O să scoatem toată aia, toată asta, toată asta, tot ce există aici și punem un birou cu niște picioare, cu niște L-uri, niște nebunii. Vedeți pe parcursul vlogului. Mamă, îl iau la patentul exact. N-am mai desfăcut șurubul cu patentul. Că ar mai ține unul aici ceva. Bebe nu trage de ele, că vine imediat. În caz dacă o rup, s-o rupe. Ăsta l-am scos, ăla l-am scos, s-a scos. În jos? Da. Bă, mai am un șurub de scos, bebe, de aici. Bine și... Mamă, ce e un șurub? Ideea e că toată partea asta electrică... Nu știu ce să fac cu ea. Cablurile alea sunt făcute, zici că nu mai era cablu. Ideea e că mai am ăsta aici, care nu vrea decât pe drept și ce să improvizezi eu, un șurubință. Bă, nu sunt prost de ieri, dați mâncați și am luat-o pe asta la mișto după mine. Așa arată locul acum. Ideea e în felul următor, încă nu știu ce facem aici, dar e o conductă, nici nu știu pentru ce e conductă asta, cred că pentru caz. Avem o conductă, ticoloșului bebe, un de la, o chestie de aia unde se vede uzura și de mult, și bateria asta de la panoul solar, dar aia momentan o lăsăm acolo, că noi nu avem treabă decât până aici undeva. Deci de aici ne interesează, pe noi suntem un pic mai interesant.
șup. Cam asta am reușit până acum. Avem o mică mare problemă. Am fost înștiințați că prizele pentru curent, să putem să folosim și noi boromașina și chestiile astea, se folosesc exclusiv dacă ești cuplat la curent. Noi avem de unde să cuplăm curentul, dar nu avem rolă momentan și mă cam încurcă pentru că nu am boromașina. Iar pentru mine majoritatea chestiilor se folosesc cu boromașina. Încercăm să facem cu șurubelnița, să dăm găuri să facem restul chestiilor, ne ducem cu boromașina la recepție aici să ne dea și noi un pic de curent. La fix aproape. Îmi pun niște tocuri și gata. Și asta acum trebuie să vin aici. Suba fix sub ăsta. Mă, că despre un alt copil. Teoretică s-a stat pompier. Ține-te bine, ne curăț pe tare de aia. Păi, ia vină cam. Ține-te bine de aia, bagă-te lângă bebe acolo. Ține-ți bine de aia. Tragi-o mai la tine, ține-ți bine de aia. Ia țineți unul, că-s uite așa. Uite așa vreau să-l ții, da? Bine. Avem o mică mare problemă. Una mică mare problemă. Și anume, eu am luat 80-ul maxim. Ideea este că nu am luat în calcul de la picioarele astea, că picioarele au 80 în sine. Și automat, eu nu mai am 80 aici și m-am ridicat un pic. Cred că se și observă că blatul e un pic ridicat aici. Aici e mai jos, aici, aici e mai sus. El vine așa. N-ar fi o problemă mare, înseamnă încă puțină muncă pentru următoarea chestie. O să tai din picioare, că astea sunt puse provizoriu acum, o să tai din picioare vreo 2 cm să vină totuși spre mine, să nu mai fie așa sus și o să arate ceva de gen biroul după. Nu știu cât de repede să se sizează la voi. Uite, vreau să vină așa. Vedeți? O să tai exact partea asta. Și mi-e un pic bolbocul. Pune-l la mijloc, pune-l pe ea la mijloc. Care ar fi dreptul? Ăsta, nu? Bun. Deci, dacă ar fi dreptul, ăsta. Deci, grosimea lui și încă un pic. Dar da, cam ăsta e stadiul și astăzi, bine, voi nu vedeți pe vlog, că să continuă. Pentru noi cam asta este ziua de muncă. Mai dechisim noi ceva pe aici, vă arătăm oricum la final. Suntem în ziua 2. Și vreau să vă arăt. Ia uite-l, tata. A, uite-l, tata, ce frumos. A, uite-l lângă ruloțica mea. Mulțumim lui Freșică pentru grafica asta extraordinară. Să-mi dați și mie o părere despre acest tag care e pus câș. Și la voi continuă vlogul, de la mine a trecut o zi. Suntem în ziua 2, am venit, am adus, după cum se vede acolo, am adus suportul de monitoare, steagul, lanseta lui Irina și butelia. Și am adus chestii noi, hai să vă arăt aici. Oricum am ținut evidența, am bonurile aici. Am ținut evidența, dar am cumpărat foarte multe chestii de la China Shop. Am adus de la Achilles pe mousepad ca să nu mai schimb pe al meu. Alea o să le pun înapoi pentru că am încercat niște becuri. Am adus flexul, bonfire-ul, când am chinuit el fără bonfire. Și o să vă arăt acum ce am cumpărat de la China Shop.
pentru rulotă. Hai să facem unboxing de la China. Odată am luat această chestie care cred că e pentru benzină. Are șosită în interior, dar eu am zis fac așa și torn să nu mai chinui să torn în bidonul ăla de afară. Nu știu cât bani am dat pe aia, 10 lei. Am luat un ăsta frumos mirositor de la Eiffel pe care îl și montăm acum în parfum, pe care am dat 25 de lei. Unele chestii erau necesare cum acum, unele chestii nu erau necesare, dar am zis că să le am pe aici. Mai fac drumuri, ținând cont că stau departe de rulotă. Mi-e lasă frumos aici, tată, și ce zic. Am dat 3 lei pe o dată de cribite. Nici nu știu cum să stau să mă vede și pe mine. 3 lei pe o dată de cribite. Am luat funie, 15 lei, 10 metri, destul de groasă. Am luat o dată, cred că am dat 35 de lei pe șufa asta. O, e bine să o ai, nu știi ce tractezi, ce ai nevoie. Asta nu o să o folosesc, o pun direct aici, o las aici. Și am luat pe partea de prelungitoare și prize. Am luat așa, 30 de lei. Asta este 2500 de volți maxim. Asta ca să-i bag eu fir în el, ca un fir. 30 de lei. 23 de lei am dat pe ăsta la altul, care 2500, e tot la fel mic, 1,5 metri cu 3 prize. 40 de lei pe ăsta, tot la fel de 5 metri. Am aici prelungitoare. Am mai cumpărat un cuțit de electrician, 20 de lei, și o rubelință dreaptă mare, pe care am dat 5 lei și pe asta mică, tot 5 lei, drepte, da? Mi-am luat niște chestii de pescuit pentru că am luat seta irinici, vreau să dau la spinning astăzi, poate eu filmez și voi un pic, poate prind vreun pește aici, am băltoat casa din față. Niște carp accesorii, că mi s-au părut 6 lei față de 10 lei la cât găsim noi la magazine de pescuit, și am mai luat niște de-astea să punem la bucătărie, să agățăm în stânga, și am luat unul cu nou smoking și unul cu mine, nu știu de unde au ușa de ăsta cu mine, și 4 lei cu 4 lei, două apțipilde. O să pun apțipildele aici, dar deocamdată nu ne grăbim, așa că apțipildele o să le punem sus, punga o lăsăm pentru gunoi, să facem gunoi în ea, punem gunoi, nu să facem, organizăm și noi gunoiul, flexul ăsta nu l-am mai folosit de mult, are pânză fix de fier, am niște dibluri pe aici, chestia asta. Hai să-l și testăm, să vedem dacă ce priza. Duce priza, e bine. Iar din chestiile pe care le-am mai adus. Ah, și am mai luat un capăt de ăsta, pe care am dat 8 lei pe el. Tot la fel, fac un prelungitor. Asta nu știu ce caut aici. Am mai cumpărat de la Deteman, separat, 4 metri de cablu, 3x2,5. O carotă specială de la Bosch, ca să dăm o gaură în ăsta, poate chiar două, un WD-40 micuț și o mască pentru colul din pe care o să-l dăm în birou. Așa. Și două de astea, astea sunt o organizare. M-am gândit eu că o să mi le pun și o să-mi organizez eu toate nebunile aici. Să le găsesc eu un loc la asta. Cam asta am cumpărat astăzi. Dacă mai e ceva, vă mai arăt eu. Și ne apucăm de treabă, continuăm. Trebuie să dăm la gata astăzi biroul. Cu picioare, cu tot. Punem trepiedul, vine uții de seară, punem ăla de monitoare. Și fac eu treabă pe aici. Așa arată când ești prost un pic. Ca să înțelegeți ce am făcut eu. Stai mă, cardeluțul. Am dat gaură acolo și a sărit tot ăla smârcâzul, dar nu prea trece, bă. A sărit tot smârcâzul pe aici, pe mine. Să mai dau una în cealaltă parte. Așa arată gaurica. Și asta n-am găsit pe modelul lui. Și asta, uite, joacă un pic. Vedeți? N-am găsit fix pe fix, dar nu e nicio problemă. Mă bucur că nu am terminat clipul imediat cum am luat rulota și cum am modificat-o, pentru că puteam să mai zic niște chestii extra pe care o să le auziți acum. Sunt în ziua 23, este ceasul 20.03, 26 octombrie când filmez eu treaba asta. Proiectul este în stadiul de 3 sferturi. S-au întâmplat multe, sper să mai pot să mai fac un clip. Ideea e că la un moment dat e imposibil, dacă vreau să și editez,
nu se putea, cu toate live-urile, toate vizite, toți pescarii care vin, pentru că au venit foarte mulți oameni care au venit să pescuiască cu mine, să mă cunoască pe mine, noi live-urile noastre și oboseala pe care o agonisești fizică și psihică, frigul, boala. În timp ce o să vă arăt, o să vă mai și zic niște chestii și vă arăt modificarea rulotei, care e foarte simplu, puteam să arunc o cameră oricând să spun, uite ce am pus. Ați văzut o treabă până acum, dar vreau să vedeți și cum este în rulotă în această zi. Pe de-o parte, avem aceste LED-uri pe care le-am pus, care au fost nota 100, vedeți cum arată. Ignorați că este mizerie, că e halababură, pentru că este o zi de sâmbătă când filmez o treaba asta și e destul de greu. Aglomerați. Hei, stai acolo. Așa arată interiorul rulotei, cum intră în stânga. Voi ați văzut deja prezentarea rulotei. Pentru cine nu a văzut-o, vă recomand să intrați pe acest canal să vedeți prezentarea rulotei. Așa arată rulota după 3 săptămâni de folosință și un pic, să deschidem imediat, și gaming zone-ul pe care le-am gândit eu. Puteți observa că am zis că o să fac acolo o cutie pentru a masca conducta aia, însă nu am mai făcut-o și e foarte bine pentru că mi-închidea foarte mult. Eu am stat câteva zile aici cu gențile puse aici, pentru că o să vedeți unde le-am pus acolo în dormitor. Și gențile aici nu aveam loc să mă mișc cu calculatorul în timp ce făceam live, în timp ce ieșim. Așa că am lăsat bateria acolo, nu m-a deranjat cu nimic. Să am un pic mai mult loc, uite, să vedeți că intră scaunul, se proptește fix acolo. E extra loc. Așadar, cam așa arată monitoarele, laptopul, muște moarte, pentru că am dat cu spray, mă lupt cu muște moarte. Pe celălalt fond, fie cele două wireless-uri acolo, am făcut un pic de curățenie, bineînțeles. Aici avem zona de calculator, iar aici avem chestiile pe care le-am primit, le-am mai pus și eu. Asta este un tablou de la Saio, cu Hermes Periș, Conacu și Saio, personal best, 23525 de cordul meu, așa. Asta le-am primit de la Gianu, asta e o poză cu Ami, care are să uită la un pește. Asta am luat-o de acasă, prințesa, o știți deja. Iar asta e tot de la Gianu, cu peștele de 19 kg aici. Ok, astea sunt două de la Gianu. Am și două șepci cu senzor. Baterie externă pe care o țin încărcat. Aici am o priză la 220. Da? Poda asta de apă e foarte rapidă, foarte bună, pentru că apa pe care o avem la ghiuvetă nu este potabilă. Aici avem chiuveta, iar aici avem aragazul. Așa, aragaz, ghiuvetă, i-am pus eu ăsta aici, după cum vedeți, cafea cu zahăr, toată zona de ceaiuri aici. Aici o să deschid și o să vedeți haos foarte mult, pentru că sunt cale una peste alta. Și avem de la șervețele de fundureți, la miere, sosuri, niște cutii, spray de odorizant. Aici am niște condimente, Nutella, aici am pâine, ce mai am nevoie și eu. Pâine, niște murături. Iar în zona de dormit avem de vorbit un pic, dar nu mult. Puteți observa că am băgat acolo niște bagaje, am foarte multă bagajele după mine, pentru că nu pot să o las afară. Păi ea se vede aici o pătură extra, o să prind becul. Este cozy, să știți, da. Ideea în felul următor, pe acolo este fix de curul rotei pe unde bag apa și butelia, intră foarte multă răcoare, foarte multă răcoare și am pus și eu, clasic românește, prima oară am pus haine, după aia am pus o pătură. Acolo am pus bagajeria, aici am eu niște haine. Ideea e că eu când mă pun aici în pat nu am nevoie de prea mult loc, mă întind destul de lejer, trag aia peste mine și adorm șlafăr, mă trezesc, am dat-o înapoi, pur și simplu m-am ridicat. Noaptea îmi pun hainele, pentru că nu am unde să-mi pun hainele, o problemă foarte mare pe scaun. Dimineața când mă trezesc, vin, pun și eu aici să fac o cafea. Am făcut o cafea, mă îmbrac pe Ami, pentru că și pe Ami o dezbrac, mă îmbrac eu pe mine cu hainele de aici, după care am ieșit afară
și începe ziua. Cam așa arată modificările rotei și cam tot ce ați văzut până acum. Și ce să vă zic? Știu că în ultimul timp nu prea am mai făcut, după ziua 20 nu prea am mai făcut foarte mult content. Nu prea fac față și cu live dimineața sau pe zi pe TikTok și seara pe YouTube. Și să și filmez, să și editez, nu se mai pune problema. Însă, dacă v-ar interesa, scrieți în rubrica de comentarii să dau drumul la un clip extra. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, follow pe Instagram la Conac Oficial și mă găsiți și pe Facebook cu numele de Conac. Asta am fost eu și vă mulțumesc de vizionare.